Doamne, deci nu-mi vine să cred cât noroc o să am. Când am crezut și eu că totul va decurge conform planului, ghiși ce? Nu. Trebuia să se întâmple ceva. Trebuia să fie ceva care se strice tot chiar acum înainte de Crăciun. Dar să sperăm că va fi rezolvat înainte de Crăciun. La ce mă refer? Păi, eram foarte entuziasmată că vom avea pusă mocheta pe scări, în sufragerie și că linoleul va fi pus în bucătărie, hol și locul de luat masa. Ei da, a fost pusă mocheta în sufragerie, a fost pusă mocheta pe scări și linoleul trebuia să fie pus în camerele în care tocmai v-am spus. Da, trebuia să fie pus și bineînțeles că acest lucru nu s-a întâmplat. Să nu mai spun de faptul că mocheta care a fost pusă în sufragerie va trebui schimbată și mocheta care a fost pusă pe scări va trebui reparată, pentru că nu este pusă bine deloc. Și hai să vă arăt, pentru că sunt așa de frustrată cu aceste chestii, deci nici nu vă imaginați. Paul a fost, cred că, mai frustrat decât mine. Dar să sperăm că totul va fi rezolvat fără alte probleme. Acest videoclip nu cred că va fi foarte lung, pentru că vreau doar să vă arăt ce nu a mers conform planului. Deci haideți să vedem. După cum vă spuneam, să întorc așa, să mă mut, noi am mai progresat cu bucătăria, adică nu vreau să vă arăt foarte mult, dar am mai început să decorez așa câte puțin. Nu vreau să vă arăt foarte mult pentru că am de gând să fac un videoclip la final, să vă arăt cum am decorat totul și așa mai departe. Bun, acum sunt în locul de luat masa și am pe aici numai cutii. Am cutii și în sufragerie, pentru că, bineînțeles, pentru că nu avem linoleul pe jos aici, bineînțeles că nu am putut să desfacem cutiile și să ne folosim de lucrurile din cutii. În cutiile acestea sunt scaunele. În cutiile acelea de acolo este masa. Și, da, mai am și alte cutii, adică am mai avut alte cutii pe aici care nu am putut să facem nimic cu ele. În caz că vă întrebați unde mi este frigiderul din colț, este în hol. Da, este în hol pentru că noi, deci să vă spun, haide să încep de la început cumva, pentru că altfel nu o să înțelegeți treaba. Joi și vineri au fost zilele în care trebuiau să vină cei băieții care trebuiau să instaleze linoleul, să-l pună pe jos și mocheta. Inițial, noi am spus că vrem totul să fie făcut într-o zi, dar pentru că nu au avut suficienți oameni sau unul dintre oameni s-a îmbolnăvit sau mai știu eu ce s-a întâmplat acolo, ei au decis să împartă această treabă în două lucruri, adică să fie împărțiți joi și vineri. Ei, joi a venit un băiat care el trebuia să instaleze mocheta, adică a instalat mocheta în sufragerie și pe scări și a pus linoleul în hol. Și apoi vineri trebuiau să vină alți doi băieți, adică au venit alți doi băieți care trebuiau să pună linoleul în hol, în locul de luat masa și în bucătărie. Bun, haideți să începem cu începutul. A venit băiatul joi, așa cum a fost programat. A zis că totul va decurge conform planului și s-a apucat să instaleze, să-și facă treaba. Eu joi după masă a trebuit să mă duc la facultate, așadar i-am lăsat băiatului o cheie și am spus când termin, închide și pune cheia prin cutia poștală. Bun, ideea este când am venit acasă joi seara, am început să vedem problemele. Am început să observăm că totul nu a fost făcut așa, pe placul nostru, de fapt, așa cum ar fi trebuit să fie, nu neapărat pe placul nostru, dar unele chestii nici nu sunt safe, ca să zic așa. Și haideți să începem cu scările. Bun, aceasta este mocheta pe scări. Dacă vă aduceți aminte, vă spuneam că Paul a ales această mochetă în dungi. Da, care nu-mi displace complet. Este ok, haideți să spunem că putem să lucrăm cu această mochetă. Ideea este că... A, trebuie să vă mai spun o chestie, de fapt.
Eu când am plecat de acasă, joi după masa, băiatul care îmi instala mocheta a zis că nu știu dacă avem suficientă mochetă ca să facem liniile care merg așa vertical să, să se potrivească. Adică nu știu dacă avem suficientă mochetă ca să facem această... acest model să se potrivească. Și ideea este că eu i-am zis lui, dacă nu este suficientă, cumpărăm mai multă, nicio problemă, plătim extra cât este nevoie. El atunci a zis că, păi, eu cred că o să încerc să văd, cred că o să ajungă, vedem, nu știu ce, bla bla bla, o să încerc să fac în așa fel încât să nu mai trebuia să se cumpărați. Vreau să înțelegeți că pe mine nu mă deranja ca să mai plătesc încă un metru sau cât era nevoie de mochetă în plus. Așa. Și ca să înțelegeți voi ce s-a întâmplat aici, deci nu știu dacă vedeți, stai să vă arăt. Haideți că am întors camera să vedeți mai bine. Deci cam așa ar trebui îmbinată această mochetă aici la scări. Este așa foarte bine împinsă acolo și sub această mochetă sunt niște șipculițe care au niște cuișoare așa ridicate în sus. Cuișoarele vin în sus. Și așa se prinde această mochetă acolo. Ei, este împinsă foarte bine. Deci aceasta este ok, după cum vedeți. Ei bine, acum când vă arăt aici, nu știu dacă vedeți voi, vedeți ceva în neregulă? Ei bine, această mochetă nu a fost împinsă cum trebuie în acele șipculițe, șipci cu acele cuișoare, pentru că aparent mocheta nu a fost suficientă și dacă împingea cum trebuie, nu-i mai ajungea mocheta. Ceea ce eu nu înțeleg este de ce nu a spus, domnule, nu este suficientă mochetă ca să fac treaba așa cum trebuie. Pot să fac treaba, dar nu va arăta bine. Ideea e că eu, dacă știam că el va face așa ceva, păi îi spuneam clar din start, nu, plătesc cât este nevoie, fă-mi treaba cum trebuie. Deci se vede și nu este doar treapta aceea. Începând de aici, se vede că aici nu este cum trebuie, aici este bine, aici nu este cum trebuie. Și tot așa. Adică una este bună, una nu mai este bună, una este bună, una nu mai este bună. Deci cam aceasta a fost problema cu scările. Bineînțeles că nu am fost mulțumiți de acest lucru pentru că noi am fost dispuși să plătim în plus pentru mochetă atâta timp cât ei își făceau treaba cum trebuie. Așa, acum... altă chestie, deci nimic din ce a fost făcut joi nu a ieșit cum trebuie. Altă chestie care, bineînțeles, nu a fost vina băiatului care a instalat, dar a fost un defect din fabrică al mochetei care a fost instalată în sfragerie. Haideți să trec pe aici peste cutii. Și să încerc să vă arăt mocheta din sufragerie. Bun, deci cam aceasta este mocheta aici, în sufragerie. Așa arată griul acesta. Stați să întorc și eu ca să văd. A, uite că cred că se vede. Este mai dificil să vă arăt, pentru că nu am toată sufrageria la dispoziție, dar dacă vedeți aici această linie, nu știu, nu se vede la fel de rău pe cameră, dar în realitate vă spun că este pur și simplu o linie care merge de-a lungul sufrageriei. Și noi inițial, adică eu inițial când am ajuns acasă și după ce am aspirat mocheta, pentru că erau pâțe de la mochetă peste tot, când am aspirat-o am crezut că acolo a fost împreunată mocheta, pentru că cam așa arată, arată ca o linie... ca o linie de împreunare, așa, când se împreună, când nu este suficient, când nu ai suficientă mochetă și se împreunează, cam așa arată. Sper că se vede și nu vă gândiți, doamne, ce îmi arăți acolo. Dar așa, după cum vă spuneam, arată ca o linie de împreunare. Și reacția mea inițială a fost, ce? Am plătit pentru suficientă mochetă cât să nu trebuiască împreunată, de ce am împreunat-o? Și când m-am uitat mai bine, am văzut de fapt că nu era o linie de împreunare, cât era așa, pur și simplu o linie în carpetă, care mai exact este un defect din fabrică. Și ca să înțelegeți voi, nimeni nu ne-a spus nimic despre mocheta. Adică băiatul care a instalat mocheta, care a pus-o aici în sfragerie pe jos, nu mi-a trimis un mesaj sau ceva să-mi spună că, a, apropo, mocheta va trebui
schimbată pentru că are un defect din fabrică. Nu, nimic. Pur și simplu totul a fost ok. Nu știu dacă se gândea că poate nu o să observăm, deși este foarte greu, este foarte greu de ratat. Dar, da, probabil se gândea că nu o să observăm sau poate că nu o să ne deranjeze, habar nu am. Și ideea este că nu a fost ok să ajungem acasă gândindu-ne că totul este ok și când am ajuns să descoperim toate problemele acestea. Și să nu credeți că problemele se termină aici. Nu, nici pe departe, stați aproape că mai am să vă zic. Linoleul în hol nu a fost pus cum trebuie, mai exact nu a fost lipit cum trebuie. Băiatul a folosit un lipici spray care nu are aceeași aderență ca un lipici de acela normal, nu știu ce lipici folosesc ei. Și atunci, în anumite locuri, pentru că linoleul nu s-a lipit cum trebuie, a început să se ridice în sus și să prindă aer pe dedesubt. Deci, din nou, nu se vedea cum trebuie, nu pot să vă arăt pentru că nu o să se vadă, deci nici nu are rost să încerc să vă arăt, nu o să se vadă pe cameră, dar acestea au fost problemele pe care le-am descoperit noi joi seara. Deci imaginați-vă bucuria noastră când am văzut că nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut cum trebuie. Apoi vineri au venit alți doi băieți care trebuiau să pună linoleul în bucătărie și în locul de luat masa. Ei, în momentul când au venit băieții, eu am început să le arăt. Asta nu este cum trebuie, asta nu este cum trebuie, asta nu a fost făcut bine, pentru că eu deja sunasem la magazin în ziua respectivă și deja îi spusesem anumite probleme. Vorbisem cu managerul sau nu știu ce este el acolo și am spus că am anumite probleme. I-am explicat despre ce este vorba și el mi-a zis când vin băieții, vorbește cu ei și arată-le exact despre ce este vorba. Eu am început să le spun băieților despre ce este vorba. Bineînțeles că ei au recunoscut greșelile, ei au spus că da, deci nu este mocheta pe scări, nu ar fi trebuit pus așa pentru că nu este safe, adică poți să cazi, se poate desprinde, nu este prinsă bine, se poate desprinde și putem să cădem pe scări. Apoi, bineînțeles că au zis că da, mocheta din sufragerie este defectă din fabrică. Și apoi, ultimul lucru pe care l-am arătat a fost linoleul și au zis că da, într-adevăr, trebuia folosit un lipici mai, nu știu, mai strong, mai puternic, nu lipici spray. Așa, și atunci au zis că ok, nicio problemă, băiatul, pentru că ei nu au făcut aceste lucruri, nu puteau ei să le repare. Și au zis că când vor merge înapoi la magazin, vor vorbi cu managerul și managerul va trimite din nou pe același băiat care a făcut lucrurile acelea să le repare. Ideea este că nu se termină aici problema, nici pe departe. Au început să pună linoleul pe jos, doar așa de probă, să vadă cum dă tot și dacă totul este ok. Și și-au dat seama că modelul din linoleu nu se va potrivi în toate camerele. Adică, ce vreau să spun? Haideți să vă arăt, pentru că este foarte greu să-ți dai seama la ce mă refer. Haideți să întorc așa puțin camera din nou. Acesta este modelul pe care l-am ales. După cum vedeți, are efect de gresie și în model nu este o linie continuă. Adică, modelul acesta de gresie, gresia din model, este aleatorie și liniile nu sunt drepte. Și atunci, liniile ar trebui să potrivească cu bucata de linoleu din bucătărie și apoi cu bucata de linoleu din locul de luat masa. Ideea este că acest lucru nu se întâmpla. Băieții au încercat pe cât de mult posibil să potrivească modelul aici, deși nu s-a potrivit. Și da, au încercat să facă și aici, au pus pe jos, au măsurat, au schimbat, nu, deci nu se potrivea. Ideea este că atunci când băieții au văzut că linoleul nu dă bine și nu se potrivește, liniile nu se potrivesc, au venit și m-au întrebat dacă ne deranjează, dacă nu se potrivește sau am vrea să se potrivească și bineînțeles, am vorbit cu Paul și am zis că da, noi am vrea să se potrivească. Și acum, a cui este vina? De ce nu se potrivea linoleul? Ideea este că persoana care a venit să măsoare știa ce model vrem noi. Pentru că a venit cu o foaie dată de la magazin, pentru că noi am fost la magazin, am ales modelul pe care l-am vrut și apoi ei au trimis sau urmau să trimită pe cineva acasă să ne măsoare camerele.
Cine a venit la magazin să măsoare a venit cu o foaie pe care scria modelul pe care l-am ales, trebuiau să măsoare și apoi noi să plătim. Ideea este că atunci când au venit să măsoare, ei trebuiau să lase, văzând că este un model de genul acesta pe care l-am ales noi, ei trebuiau să adauge un metru în plus pentru fiecare cameră. Adică, de exemplu, dacă ei au măsurat camera aceasta, locul de luat masa, și au văzut că este, nu știu, 5 metri pe 4 metri, trebuiau să facă 6 metri pe 4 metri sau ceva de genul, din câte am înțeles, din ce mi-explicau băieții care au venit să instaleze. Și la fel și în hall sau în locul de în bucătărie. Dacă au măsurat și au văzut că este 4 metri pe 3 metri, trebuiau să facă 5 metri pe 3 metri și așa mai departe. Deci ei trebuiau să lase puțin în plus, să adauge în plus, pentru că apoi cine vine să instaleze, să pună linoleul, să poate să se joace cu el și să-l potrivească așa la model cum trebuie. Băieții care au venit atunci, în ziua respectivă, au fost foarte drăguți și au sunat la magazin, au vorbit cu managerul și au rezolvat problema. Singura problemă a fost că nu am mai putut avea linoleul pus pe jos în ziua respectivă, cel puțin nu în locul de luat masa, pentru că au trebuit să ia bucata aceea mare și să înlocuiască cu o bucată mai mare, adică cred că 5 sau 6 metri le trebuiau pentru un plus, pur și simplu. Și noi am fost de acord să, bineînțeles că nu a trebuit să mai plătim din nou pentru alt linoleu, doar am mai plătit câte un metru în plus în fiecare cameră. Băieții au zis că linoleul trebuia tot instalat în aceea zi, adică în bucătărie, hall și locul de luat masă trebuia instalat în aceea zi, nu în două zile, și trebuiau să înceapă din bucătărie și apoi să-l potrivească în hall și în locul de luat masa. Ceea ce au și făcut. Deja au pus linoleul pe jos în bucătărie, după cum ați văzut, în bucătărie am linoleul pus pe jos, dar îl vor înlocui pe cel din hall, pentru care nu trebuie să plătesc, pentru că, bineînțeles, nu este vina mea. Ei trebuiau să se gândească la acest lucru, trebuiau să înceapă treaba cum trebuie și nici nu a fost lipit cum trebuie. Oricum trebuia să fie înlocuit sau trebuia tras și pus mai mult lipici, nu știu. Dar acum va fi înlocuit pentru ca apoi să se potrivească cu modelul și vor aduce altă bucată mai mare pentru locul de la masă, pentru ca modelul să potrivească cu modelul din bucătărie. Bineînțeles, nu vom mai plăti încă o dată pentru linoleul din hall, îl vor înlocui pe costul lor, adică pe costul magazinului, pentru că nu a fost vina noastră. Și da, cam așa stau treburile și de-abia aștept ca să vină să instaleze, să pună linoleul pe jos. Bineînțeles, mocheta nu va fi schimbată înainte de Crăciun, nu cred, pentru că trebuie și ei să trimită mesaj la producător și apoi cred că ei trebuie să-și ia banii de la producător și apoi să înlocuiască sau trebuie producătorul să trimită altă bucată, nu știu exact. Dar nu cred că va fi schimbat înainte de Crăciun și sunt mulțumită să mă folosesc de acea mochetă așa deocamdată. Apoi săptămâna viitoare băiatul care a instalat mocheta pe scări va veni și va repara acel lucru. Și ce mai? Da, și apoi vom avea instalat cât de curând, vom avea instalat și linoleul în sufragerie, nu. Oh, Doamne, în locul de luat masa și în hall. De-abia aștept să vină să pun odată linoleul pe jos și aici, în locul de luat masa, pentru că, după cum vedeți, am cutii peste tot. Și bineînțeles că eu acum nu pot să mă apuc să scot din cutii, pentru că în cutie totul este compact și este neasamblat. Și eu dacă mă apuc să scot totul din cutii și să asamblez totul, aș umple toată camera de mobilă și au nevoie de cameră goală. Adică camera trebuie să fie complet goală. Și de asta m-am enervat iară, pentru că știam că ei trebuie să vină vinerea trecută, trebuiau să vină vineri și să termine tot, adică joi și vineri și trebuiau vineri să termine tot și eu am început să comand mobilă și tot ce mai aveam nevoie să vină după aia, ca să nu trebuiască apoi să mut la mobilă și la cutii și la chestii și la toate nebunile astea și am făcut în așa fel încât tot ce am comandat am pus să vină după. Și bineînțeles, ei nu au reușit să instaleze, nu au reușit să pună pe jos linoleul atunci. Și între timp au venit toate, a venit și masa, au venit și scaunele, au mai venit și alte chestii, plus că trebuie să vină și canapelele săptămâna viitoare. Bine, asta acum nu mai contează, pentru că oricum mocheta nu pot să o schimbe
decât probabil anul viitor, în ianuarie, ceva de genul. Și da, cam așa este treaba. Dar mi-am adus aminte de încă ceva. Bineînțeles că pe lângă faptul, pe lângă drama aceasta cu mocheta și cu linoleul, am mai avut și alte chestii care nu au mers conform planului, și anume câteva dulapuri pe care le-am comandat au venit defecte. Deci când am văzut, am zis că, Doamne, deci nu-mi vine să cred cât noroc pot să am. Și acum a trebuit să-i contactez pe cei de unde am cumpărat ca să-mi trimite alte părți care nu sunt defecte. Da, deci cât noroc poți să ai, cât noroc poți să ai acum chiar înainte de Crăciun. Deci cam asta am vrut să vă zic astăzi, am vrut așa să mă plâng puțin pentru că eram foarte frustrată. Și da, probabil o să ne vedem într-un alt videoclip cât de curând. La revedere!